Legarea lui Șumudica a fost șocul de care Rapidul avea nevoie. Giuleștenii s-au impus cu 1-0 la Severin în fața Pandurilor și continuă lupta pentru Europa League. Pancu a fost eroul Rapidului, a dat singurul gol al meciului cu 8 minute înainte de final. Rapidul a dominat prima repriză, dar nu a reușit să materializeze pe tabela de marcaj. Oaspeții nu au profitat nici după eliminarea lui Băcilă din minutul 37. Augustus Constantin a arătat cartonașul roșu Gorjeanului pentru o lovitură fără minge la lui Duarte. Paradoxal, Pandurii au evoluat mai bine în 10 oameni. În minutul 64, Nistor l-a încercat pe Coman de la distanță, dar golkeeperul Rapidului a prins în doi timpi. La doar câteva minute, gazdele puteau da lovitura. Vranieț a executat plasat o lovitură liberă, dar mingea a lovit vara rapidistă. Ocaziile gorjene s-au răzbunat. Pancu a lovit în minutul 82 dintr-o lovitură liberă ușor acordată de Augustus Constantin. S-a terminat 0-1, un rezultat care o menține pe Rapid în cursa pentru un loc de Europa League. De partea cealaltă, Pandurii încă mai tremură cu gândul la o posibilă retrogradare. Sunt pe 13 în clasament cu 35 de puncte, la 5 distanță de zona roșie.